numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubite Părinte Ionel și drept slăvitor creștin, un singur gând duhovnicesc aș vrea să vă pun la suflet astăzi, legat de praznicul mare al botezului Domnului, pe care cu toții l-am pus la suflet, l-am trăit și ne l-am însușit zilele trecute. Praznic mare pentru că s-a botezat Domnul nostru Iisus Hristos în Iordan. Dar, în fapt, acest praznic se numește arătarea lui Dumnezeu sau Epifania. Pentru că, dincolo de faptul că Iisus Hristos s-a botezat în apele Iordanului, în fapt, ni s-a revelat, ni s-a descoperit Sfânta și Dumnezeiasca Trăime. Tatăl care a grăit din cer, Fiul care s-a botezat în Iordan și Duhul Sfânt care a stătut deasupra Domnului Iisus Hristos în chip de porumbel. Deci aceasta a fost sărbătoarea, dumnezeiasca arătare sau Epifania, arătarea Sfintei și Dumnezeieștii Trăimi. Acest eveniment din istoria mântuirii neamului omenesc, iubiții mei, după cum se vede rânduit de biserica noastră, este precedat de o duminică și apoi încă o duminică după acest eveniment, de asemenea, este închinată tot dumnezeieștii arătări. Avem un praznic luminat care începe cu o duminică înainte și se sfârșește cu o duminică după. Și în duminica anterioară și în această duminică avem aceeași predică. În prima duminică, predica Sfântului Ioan Botezătorul, care rostește cuvântul pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și astăzi avem predica Domnului Hristos, dar aceeași, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Gândul meu duhovnicesc este acesta, pe care vreau să vi-l pun la suflet și pe care vreau să-l rețineți neapărat și care poate fi actualizat la zilele noastre și mai ales la ceea ce s-a întâmplat astăzi în Biserica de la Grișteu. Pentru a putea fi părtaș Epifaniei, dumnezeieștii arătări, avem nevoie întâi de pocăință. Pocăința este necesară pentru a reuși să avem această descoperire a Domnului nostru, a Dumnezeului nostru cel întreime închinat. Fără de pocăință, iubiți credincioși, nu putem să ajungem la această descoperire dumnezeiască, la această arătare dumnezeiască. Predica Sfântului Ioan Botezătorul și botezul Sfântului Ioan Botezătorul este cea care sunt cele care ne ajută să-L descoperim pe Dumnezeu cu adevărat. Și anume pocăința. Pocăință care, bineînțeles că dumneavoastră știți, că înseamnă schimbarea minții, dar și schimbarea modului de a trăi. Dacă reușim să ne schimbăm mintea și modul de a viețui, atunci reușim să-L descoperim pe Dumnezeu. Și iată că Biserica a rânduit încă o duminică după Epifanie, după botezul Domnului, în care se spune același lucru, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerului. Ceea ce înseamnă că și după ce îl descoperi pe Dumnezeu, ai nevoie de pocăință pe mai departe. Pentru că pocăința nu este un moment. Pocăința trebuie să devină o stare. Pocăința, în ceea ce privește schimbarea minții
Și schimbarea felului nostru de a viețui înseamnă o continuă înnoire, o continuă devenire. Pentru că a-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă o continuă devenire și o continuă înnoire. Așadar, să rețineți acest lucru, este necesar să-L descoperim pe Dumnezeu prin pocăință și după ce-L descoperim pe Dumnezeu prin pocăință, pocăința trebuie să meargă mai departe. Pocăința nu este un moment, ci ea trebuie să devină o stare duhovnicească, în care în permanență să ne noim și în permanență să devenim ceea ce Dumnezeu a vrut de la noi, și anume Dumnezei prin Har. Iubiții mei, cu siguranță, și aceasta se vede prin ceea ce săvârșește Părintele Ionel, atunci când veniți și vă împărtășiți cu trupul și sângele Domnului, cu dumnezeirea însăși, săvârșiți pocăință. Și rugăciunea de dezlegare pe care o citește Părintele este o rugăciune de pocăință în care se enumeră păcate nenumărate pe care noi oamenii le săvârșim. Și ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, dar trebuie să continuăm această pocăință și în permanență să ne înnoim și în permanență să lucrăm la devenirea noastră în Iisus Hristos, Domnul nostru. Din păcate, vedeți dumneavoastră că în lumea în care trăim, foarte mulți dintre creștinii noștri au rătăcit de la credința cea adevărată și au ales pocăința ca un moment. Și s-au numit cu ceea ce ei ar fi trebuit să devină și niciodată să nu se încheie starea respectivă. Și se încred că sunt mântuiți. Ei, vedeți că Evanghelia de astăzi ne descoperă altceva. Faptul că noi astăzi ne-am împărtășit ne oferă arvuna mântuirii, dar nu siguranța că ne și mântuim. Rețineți, faptul că noi astăzi am participat la Sfânta Liturghie și ne-am împărtășit cu trupul și sângele Domnului Hristos, ne oferă arvuna mântuirii, nădejdea mântuirii, dar nu siguranța că ne și mântuim. Trebuie pe mai departe să lucrăm la devenirea noastră ca să reușim să ne mântuim sufletul și să dobândim împărăția cerurilor. Că dacă avem siguranța că ne mântuim, nu mai este nevoie să ne împărtășim. Ori noi simțim nevoia, de fiecare dată când participăm la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, să ne împărtășim cu sângele și cu trupul Domnului Hristos. Această nevoie, iubiți credincioși, ascunde taina pocăinței, metanoia, așa cum o numesc Sfinții Părinți. Această nevoie permanentă a noastră de a ne împărtăși cu trupul și sângele Domnului Hristos, de a ne împărtăși de Dumnezeu, ascunde taina pocăinței de care vă spuneam că este o stare și nu un moment. Să luăm aminte la aceste lucruri și să lucrăm la mântuirea noastră prin pocăință. Prin pocăința pe care ne-a propovăduit-o Sfântul Ioan Botezătorul, dar mai ales prin pocăința pe care ne-a propovăduit-o Domnul nostru Iisus Hristos. Acestea fiind zise, din nou, iară și iară, ne bucurăm că suntem împreună astăzi cu Părintele dumneavoastră duhovnicesc, cu Părintele Ionel și din împreună cu dumneavoastră, cu toți și cu cei care am venit astăzi de la Cluj. Este pentru mine totdeauna un moment deosebit și nădăjduiesc din tot sufletul să fie și pentru Părintele Ionel. Pentru că eu știu prea bine felul lui de a sluji și mi-l aduc aminte încă din tinerețile mele, poate chiar din copilărie când slujea la Bălan, și nu s-a schimbat prea mult.
Dar mă gândesc eu, deși se spune că preoții se mântuiesc mai greu decât credincioșii, că sunt în rai și preoți și că se întâlnesc în rai unul cu celălalt. Și dacă se întâlnesc în rai, în raiul altarului, pentru că aceasta este altarul Împărăției lui Dumnezeu pământești, atunci mă gândesc că ne vom întâlni și în raiul cel ceresc, în Împărăția lui Dumnezeu. Știu că nu este simplu pentru Sfinția sa să slujească încă cu altcineva, obișnuit fiind să slujească în mare măsură de unul singur. Dar iată că ne acceptă o dată pe an, nu știu dacă va fi ultimul, dar iată că sunt ani de zile deja, cel puțin 3 ani de când venim aici, consecutiv, și ne bucurăm de această împreună slujire. Este dificil pentru dânsul. Noi suntem obișnuiți să slujim la catedrale, cu un pic de fast. Ați văzut că am adus și un diacon pe înaltul Iosif, pe Părintele Iosif, și am adus și încă 3 copii, ipodiaconi, care au slujit împreună cu noi. Dar să știe Părintele Ionel că mai mare este iubirea noastră decât deranjul, și atunci, cu siguranță că acestea suplinesc și îl mânghie sufletește. Pentru că noi avem nevoie de celălalt. Și eu am nevoie de el, și el are nevoie de mine, și dumneavoastră aveți nevoie de el, și noi avem nevoie de dumneavoastră. Cu toții avem nevoie unii de ceilalți și trebuie să trăim în comuniune. Și mai ales în comuniune euharistică, unde ne unim cu trupul și sângele Domnului Hristos. Acestea fiind zise, îi mulțumesc Părintele Ionel pentru această zi și pentru toate zilele pe care, duhovnicești pe care mi le-a oferit de-a lungul anilor care au trecut. Și mai ales a vremii în care am viețuit împreună în orașul Pălan din județul Harghita. De asemenea, îi mulțumesc că i-a îngăduit pe cei care m-au însoțit, mai ales pe cei mici, care sunt și câteodată năzdrăvani. Și vă mulțumesc dumneavoastră tuturor care astăzi sunteți aici de față și vă fericesc că v-ați împărtășit cu sângele Domnului Hristos. Să luați aminte că ați dobândit arhuna mântuirii, dar siguranța mântuirii nu. Cei care au siguranța mântuirii, încă o dată repet, sunt eretici. Cei care au siguranța mântuirii sunt eretici. Noi avem arhuna mântuirii. Dar nădăjduim din tot sufletul și ne și luptăm cu pocăință să dobândim mântuirea și împărăția lui Dumnezeu. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului.